Bună ziua, bună ziua, oameni buni! Începem săptămâna împreună, ceea ce mă bucură foarte tare și dumneavoastră în fața televizoarelor și noi de aici. Și vreau să vă spun ceva, să fiți siguri că aici, la noi, la emisiune, nu vine lumea să desfințăm mituri, da? Ați văzut cine vine la emisiune? Nu vine lumea să vorbim despre legende, vorbe din popor, bârfe din showbiz, nu se spun povești cu vârcolaci și anecdote. Cel puțin nu acum, când l-avem invitat pe uriașul care vine pentru prima oară aici la noi în 2022, nimeni altul decât Cabral! I'm sexy and I know it. I'm sexy and I know it. Nu mai mai secundă. E ok. Deci cum spuneam, Cabral! Haide să luăm un loc la bar. Acum nu înțeleg de ce covor negru. Iartă-mă. Haide să luăm. Adică, da, iartă-mă. Asta e... Cu ăsta merge după tine de fiecare dată? Păi da, bravo, mă, ce-i făcut. Bine, bravo, haide să vedem. Să luăm un loc, vrei să stăm pe covor sau stăm la bar totuși? Cum, vrei să stăm pe covor? Ai mai stat cu vreun invitat pe covor? Hai să stăm pe preș. Hai să stăm pe preș, exact, hai să stăm pe preș așa. Nu știu dacă avem lumină acolo, dar e ok. Un bar de șampanie. Bine ați venit alături de noi, domnul Cabral. Ce faceți, cum vă simteți? Uite așa. Uite așa ca tineri, uite așa să stăntindem, uite așa. Cum e, mă, să facem așa emisiunea, da? Uite așa, ca... Salut, Cabral, și bine ai venit la emisiune. Bine te-am găsit, ce suntem să zic? Suntem în 22. De ce stai drag acolo? Vino încoace, că avem și pentru tine. La uite. Comoraș, stai că nu, că dai cu masa jos. Asta e cu totul. Asta e... Picnic. Asta e picnic. Da. Foarte bine. Perfect. Cabral, bine ai venit la noi în 2022. Mă bucur foarte mult, ești curajos, asta îmi place de tine. Ce e asta? Șampanie. Ce șampanie asta, mă? Șampanie, crede, bă, e cu lămâie, de cu tot ce trebuie. De compot cu apă, băi, bă, de pot, așa intru eu în 2022, da, bă, și nu, ai de fructe de. Dar uite ce bine arată, fii atent. Ia da așa, salut. Bine, mie mi-arată, nu mi-arată prosecco sau ceva, mi-arată căpșunică. Dar e bine, mă rog. E bine, mimează un pic, ca și cu mamă. Mm. Ia. Mm. Ție-ți buchetul? Ce buchet? Că e tot boschetul? Ce vorbești? Minunăție, da. Bun, avem sunătoare, mușețel, cam tot ce trebuie după anumită vârstă, Cabral. Avem tot ce ne trebuie aici. Asta cu după anumită vârstă chiar nu înțeleg, îl zic sincer. Poți să stai altfel, adică să avem chestia asta de yoga. Adică să fim pe yoghinda. Așa. Așa. Am impresia că te taie masa aia de la jumătate. Păi de-aia m-am început aici. Poți să o împingi un pic mai încolo, că ai mâna... Așa, bro. Mai așa, și vezi că s-a dus șampania, trage șampania tot. Ba, ce rău îmi pare de șampanie, zic-o. E cam departe de tine șampania. Ai, uite, nu mai ajung, ca și băut, mamă, ce-a și băut. Da, nu mai e departe asta, zic. Da. Bună, oameni buni, fiind Cabral alături de noi, o să începem în forță. Avem întrebări de la români, de la telespectatorii care ne urmăresc. 100 de români au avut întrebări pentru tine și pentru că suntem în 2022. Avem 22 de întrebări scrise și mai avem și unele video, ca să înțelegi cum funcționează toată treaba. O să vezi imediat despre ce este vorba. Okay. Pregătit? Da, nu o să iasă interesant. Spune cum ai intrat în anul ăsta, adică ce ai făcut la început de an, așa, cum ești? Nimic, n-am făcut, că nu mai e după mine, după... Că acum e toată gașca, tu știi cum e? Da. Și numai, tu ești de acolo, dar la suport tehnic. Atât. Da, hai să ștergem aici, că s-a făcut de acolo, uite că curge, m-am venit, am strâns acolo, s-a îndat și s-a fost ziua. Hai la culcare, ne vedem mâine. Cam asta a fost, nu? Perfect. Foarte bine, oameni buni, haideți să vedem întrebările. Începem cu una video pentru tine? Da. Pentru că avem în felul următor. 100 de români întreabă ce ai alege, Cabral. Bă, ulu, dar de ce ești așa? Pentru că așa trebuie să fie, tu, crezi. Uite-te aici, prima întrebare. Am întrebat 100 de români pentru ce a plâns Cabral pentru prima oară viața lui într-un live și i-au răspuns. Acum să-l văd pe voi și pe el, dacă mai ține minte, de ce a plâns el în live, în emisiune live. Care a fost motivul? V-am pupat! Prietenul nostru, Bobonete... Păi tu îți dai seama că Mihail, noi ca tot românul, ca noi, noi când mai punem câte mai face cât un video, suntem și noi, tu unde ești, mă? Ești în mașină. Da, el are avionul la lui. Universitatea alea. A plecat în vacanță. Mihail era în fața la Bogați, ai văzut? Da. Era, stai, în fața la Bogați singur. Da, păi... Păi, băiatule, pe mine nu m-a lăsat singur în la toaletă. Ăsta, tu l-ai văzut? L-am văzut. Acolo, și ținea telefonul așa într-o parte. Ce înseamnă? Domnul Cabral, care este răspunsul la întrebare? Pentru că avem multe întrebări. Deci când ați plâns live ultima dată? În Africa de Sud. Făceam o emisiune împreună cu ilustrul Mihail. Să celebru scoatem de aici. Da. Și a fost o perioadă foarte tensionată, foarte agitată, foarte obositoare, foarte
chinuitoare pentru că nu era... departe de casă, de familie. De familie. Și am căzut pe rând. Primul am căzut eu. Mă, da, cădere, cădere de aia ca în filme, cum vezi, cu cad petalele de trandafiri, cu muci, cu bale, cu întins pe jos cu alea. Mi-a revenit, Mihail a râs. Haide mă, este întâlnită mai animalele. Urmă, ziua următoare. Nenorocire a fost. Nenorocire. După aia eu am primit pachet de acasă, că a venit nevastă mea. Așa? Și am primit, am fost mai... El lui a fost mai greu. Deci când ai plâns în live ultima dată? Păi tocmai ți-am zis, în Africa de Sud. Ba da. Păi nu, mă, dar nu era, era la emisiunea aia, dar nu era în live. Când ai primit mesaj pe telefon... Da, și am intrat în live, nu, da, în live am intrat cu un odată aici, sub bărbie. Pentru că ai primit cu câteva secunde înainte un mesaj pe telefon, da, de la, da, familie. Da, da, da. Asta e. Ce, da, tu aveai alt răspuns? Nu, ăsta era, că primisei mesajul înainte de, de a intra în live de la, păi, familie, da, și n-ai mai putut cu câteva, da, secunde înainte. Nu, a fost, Doamne ferește. Bun, și Mihail atunci era la, la început de, de prezentare, de emisiune. Nu, nu, că era vechi în showbiz, dar el de nu făcuse emisiune, emisiune. Da, da, exact. Și emisiune direct și ăla a fost, a fost și un proiect greu. Și al nostru era, bă, termină cu muzică, trebuie să facem asta aici, eu nu pot să mă termină cu prostiile astea. Și da, în sfârșit, chiar cât a fost... Cât a stat atunci? Am fost 3 săptămâni în fiecare zi și am avut vreo 10 zile de pregătire înainte. Tu îți dai seama ce înseamnă pentru oamenii ăștia care merg la Survivor, pentru că începe show-ul pe este... 16? Faptul că stau luni plecați de, de lângă familie? Asta este o chestie incredibil acolo de grea. În al doilea rând e un efort fizic foarte mare. Uriaș. Eu acum mă gândesc că atunci când făceam sport de performanță, dacă eram în stare să țin nivelul... Bă, nu știu, zic sincer, corect, că nu, nu că nu știu. Ca să fiu sincer, nu prea cred. În al doilea, în al treilea rând sunt niște jocuri mentale acolo, pentru că, sigur, atunci când te duci acolo prima zi, știi, și tu foarte bine, a doua zi, a treia zi, e o treabă, că tot timpul îți repeți, sunt în emisiune TV, fii atent, ține personajul, ține personajul. După o săptămână și de foame te și firea rață, încep să arunci, să faci foame, că ți-e foame, că ți-e sete, că te dor genunchii, exact, că... Și exact, plus că nu faci nici dragoste, lumine, am înțeles. 6 luni fără să faci dragoste, cu tot respectul, nu vreau să fie care cu ale lui, cu problemele lui, dar... Da. Te cam apucă cu jubi-dubi. Exact. Haideți să vin și la câteva întrebări pe care le-am pe hârtie. Vrei? De la 100 de ce de râzi, Ciucă? De ce râzi? Mi-ar fi foarte greu. Asta zic. El de asta nu a mers la Survivor. S-a a întrebat, bă, poți să? Bă, și nu, a zis nu. Nu. Stai, stau, rămân că nu... 100 de români întreabă, ce alege, repede, palincă sau whisky? Palincă? Ce bun întrebare e asta? 100 de români, păi asta întreabă românii, cum, păi ce întrebări? Cum să spui pe întrebarea asta? Cum, de ce ești 100 nebun? 100 de români, tăi de români, tăi care... Dar nu e numai păi acum, asta nu întreabă, poți să... 100 de români întreabă, ce alege, somn 8 ore sau o săptămână pe barcă? Pe barcă, lasă somnul pentru viața de apoi, că după aia nu mai somn. 100 de români întreabă dacă te uiți la filme pentru adulți. Da. Ce, tu nu faci research? Eu te-am întrebat când te uiți la filmată. Nu. Cred că săptămâna trecută. Dacă nu mai, nu, nu mai merge netul acum, uitați să plătești, nu, nu mai am net. Și de la vecinul a schimbat parola, bă, nenorocitul, ca să-ți dai seama. Și nu mai pot să mă leg la... Am urlat aseară pe la ro 12, am urlat. Da drumul la wifi ăla de guest, dar nu m-am auzit. Am înțeles. Ceva noutăți ai văzut sau... Mă rog, hai să mergem mai departe. 100 de români întreabă cum te alintă soția. Mic, grasule. Sau mișcă mai repede animalule. Ce ție, cum îți zice? Să nu zice că zice cu iubire, cu asta, că nu te cred. Deci când îți zice mișcă mai repede animalule? Cam tot timpul. Ah, iartă-mă, ok. Bun. 100 de români întreabă dacă dorm cu spatele la soție. Nu, că mi-e frică că are cuțite. Dorm cu fața, puțin depărtat și cu ochi deschis. Orice o fi, cum s-a mișcat un pic, cum... Bun, avem multe întrebări pentru Cabral, dar mai avem și întrebări pe care vrem să vi le arătăm video. Ia priviți! Am întrebat 100 de români. Unde își parchează Cabral mașina atunci când ajunge acasă? Ce, ți-am luat locul de parcare? Nu, dar fix așa a sunat. Mă, nenorocitule, lasă că am plătit la primărie. De unde? Te-a întrebat ceva. Ai loc plătit la primărie? Cam... Unde? Care e răspunsul tău? Pe locul plătit la primărie, ce vreau să zic, poziția? Acasă? Da, de asta te întreabă. Da. Răspunsul e greșit. Ia, uite, fii atent, răspunsul corect. Ia. Răspuns corect? În sufragerie. Da, da, doar iarna. Doar iarna. Că e cu astea iarna. Păi da, dar nu e, că nu e, zice bine, dar nu zice, adică... E făcut locul, da, ca să bagi mașina până în sufragerie, așa e. Dar nu o bag tot timpul. Da, bagi și în sufragerie câteodată, că da, e frig. Da.
Ce-i de râs, nu înțeleg. Măi, ok, asta vreau să zic. Bun, mergem mai departe. 100 de români întreabă, cine e cocoșul în casa ta? Păi, ești nebun? Se face ciorbă de cocoș, nu vrei să fii cocoș. Eu la mine în casă sunt lampă. 100 de români întreabă când ți-a vopsit Namico unghiile ultima dată. Nu mai spuneți prostia asta că aud de copilul și m-am nenorocit. De ce? Că nu am, până acum n-am pățit-o. Lăsați-mă pai pe el. Nu mă mai... Schimbați vorba. Deci 100 de români întreabă când ți-a vopsit Namico... Nu am pățit-o până acum. Ah, ok. Nu, nu, nu. Am văzut lucirea aia de la Lucifer în ochii tăi. Termină. Bună, Namico. Copilul încă nu știe că se poate așa ceva. Te rog eu frumos. Hai de la... Nu știu unghii mari, adică... Ok. Curcubeu aș face, uite. Roșu, vor... Și cămașa ta. Ia vezi mai următoarea întrebare. 100 de români întreabă cum o alinzi tu pe Andreea. Regina inimii meu. Doar atât? Da. Și mai zic, cazul, nefasta și toate alea, dar nu știu ce, în general îi zic Regina, simplu. Perfect. Se uită acum, nu? Cred că da. Ok. Are voie, nu? Ce să aibă voie? Să se uite. E televizorul ei, sufragerie ei, casa ei. Ce ea întreabă? Are voie? Am înțeles. Asta zic. Hai că mai avem încă o întrebare, de data asta, de la Pavel Bartoș. Aoleu. Câte farse crezi că ne-am făcut noi în perioada filmărilor la seriale? Și îți dau indici. 10, B, 20, C, peste 50. A, și apropo, să știi că ștergătoarele alea de la mașina ta sunt la mine în portbagaj și acum. Te-am pupat, omule. Nu cred. Le-ai căutat mult, da? Dacă le-am căutat mult. Dar care e răspunsul? Peste 100. Deci răspunsul corect, așa? 10 noaptea. Da. Incredibil ce nenorocit, ce pitic, las că pune mâna pe tine. 10 noaptea, la poviță cu ninsoare, am terminat filmarea. M-am suit în mașină, eu sunt și de la vorbă lungă și stau până la ultimul portar să mai zic o vorbă. S-a terminat, toată lumea plecase. M-am suit. Incredibil ce nenorocit e ăsta. Deci nu vine să cred. Așa, așa. Dar știi cât au trecut de atunci? 10 ani au trecut de când m-am nenorocit. Și cum ți-a făcut? Și m-am suit în mașină, am pornit mașina, da. Ca un bogat. Pac, l-a luat la tot, la știi cum, la sferă cheală. Pac, am dat drumul la dezaburile, la toate alea. Când am dat drumul la ștergătoare, mi-au făcut fiarele pe geam. Că lipsau lamelele. Și am stat în patru labe. Băi, eram în buftea. Noapte, singur cuc. O oră jumate. Până iarba aia înaltă până aici, că acolo cred că am încercat să facă să mă simt ca acasă, nu știu, ceva, partea africană, step, mă așteptam să apare și în sfârșit, în patru labe să caut sărăciile alea. Ce? N-am reușit. Israel. Și am ajuns acasă, am dat jos ce aveam pe mine. Cu geamul deschis, mă dădeai zăpadă? Dădeam cu tricou. Cu tricou, așa. Incredibil ce nenorocire de om. Mă răzbun, eu las. Bine, okay. Și eu am făcut. Lucrurile că... nu rămân așa. 100 de români întreabă dacă ai făcut plajă la nudiști. Da. M-au dat afară. O sută de români întreabă care este cea mai mare frica ta. Eu sunt atât de prost încât lupt cu fricile mele. Adică mi-am fost la un moment dat foarte frică de păianjen. Mă rog, orice fel de formă, arachnofobă. Îți era frică de păianjen? Da, da. Eu și... nu era frică de păianjen, nu cred. Da, și m-am autoeducat să nu mai fie frică. Și acum, de exemplu, am arătat și lui Namico. Când am găsit un păianjen în casă, l-am luat frumos pe până și l-am dat afară pe gagiu ca să nu-i facem rău, să-l omorâm, că n-are niciun rost. Deci, de obicei, cumva, un lup cu frică. La fel, mi-a fost foarte frică de înălțime. Și? Și am sărit cu bungee, am făcut bungee jumping, am sărit cu parașuta, le-am făcut pe toate. Cumva, m-am bătut cu ele parte în parte. Mi-e frică foarte tare de nevastă mea, dar la asta n-ai cum să dezvolți niciun fel de antrenament și anticorp, că nu... Nu merge, da. Nu, că ea de obicei îți face supradoză de fier. În sens că are niște cuțite de-astea mari și... Haideți să vedem următoarea întrebare. Iubirea mea, Cabral, ne știm de viață. M-ai ridicat, m-ai învârtit, m-ai văzut de aproape, de departe și eu pe tine, mai puțin cu ridicatul. Așadar, întrebarea mea pentru tine este, ce număr am eu la picior? Și nu uita, te rog, că totuși venim de pe același continent. 44. De ce-i tăcut așa? Nu, răspuns corect era 42. E 42, se alintă.
Are exact ca mama. Păi și mama ta e de pe același continent? Da, e de la Buzău. De asta zic. Și cât are? 44? 44. Bravo, bun. Tu cât ai? 48. Ești ați făcut pe comandă? Nu, sunt 4, de fapt. Îi găsești ușor? Nu. Nu? Nu. Ok. Bun, mergem mai departe. 100 de români întreabă care este visul tău neîmplinit. Hai, sunt, curaj. Nu, sunt nu multe, dar sunt puține. Dar, de fapt, nu sunt... Ca să fie vis, trebuie o viață întreagă să alergi către el. Așa. Eu n-am atunci așa ceva. Dar, nu, nu. De exemplu, mi-aș fi dorit foarte mult să conduc o mașină de Formula 1. Da. Nu că eram, aș fi fost în stare, dar așa ca idee. Și m-am dus, m-am agitat, am ajuns în fața unei mașini de Formula 1 și am intrat cam până aici. Că toți piloții de Formula 1 au 64 de chile, da, maxim, da. Și 41 la picior împreună, adică adunate picioarele, fac 41. Și când a venit elefantul, bine, în primul rând a fost echipa tehnică, venind așa cum vin eu agale, așa maestuos, a zis, aoleu, mămica mea, asta unu. Doi, când am pus așa primul picior în mașină, mașina a zis, of. Mașina a zis, of. Și s-am covoiat așa un pic. Și, ai zis, și da. Pe aia mi-a zis, nu, matale la mașina de gunoi dacă vrei să mergi, că nu... Da. Adică sunt mici chestii, da. Unele le Hai reușești, să mergem repede cu întrebările. Altele nu le reușești și da. Numai despre mine vorbim în emisiunea da, asta. Da, 100 de români, mă, de asta zic că 100 de români, de exemplu, întreabă care este filmul tău preferat. Pay it forward. 100 de români întreabă ce e important să știi atunci când locuiești în Berceni. Bătaie. 100 de români întreabă care este cel mai mare defect al tău. Mai, în esență mi s-a zis că frumusețea m-ar da și, desigur, eleganța și grația. Poți merge mai departe acum că... Bun, a 15-a întrebare din partea românilor. 100 de români întreabă care este cel mai mare atu al tău. Mamă, hai. N-avem. Nu. Că țin cu oamenii întotdeauna și am încredere în oameni. Da. Chiar dacă mi-o iau de multe ori, mi se pare că e o chestie bună. Okay. Că e foarte trist să trăiești într-o lume în care n-ai încredere în nimeni și pe care... Și... Pardon, în care par asta, mi-a făcut chestii. Și într-o lume în care toți se par că sunt oameni răi. Știi? Exact. Ești, Doamne ferește. Avem o întrebare. Salut, Cabral. Sunt Andrei, nu știu dacă mai țin minte. Am participat la ediția de Crăciun a emisiunii Ce spun românii, unde am fost înfrânți de cei de la Vorbește Lumea, după o întrebare care a sunat cam așa. Dacă Moș Crăciun și-ar lua concediu, cine ar fi potrivit să ia locul? Foarte puțin ne-am gândit. La iepurașul de Paște, ei s-au gândit, bine au răspuns, a fost întrebare decisivă, cu răspunsul decisiv, totul a fost perfect pentru ei. Acum ce vreau să te întreb, dacă tu ai intrat în concediu, cine crezi că ar trebui să-ți ia locul? Mi s-a părut doar mie sau a sunat o amenințare? Trebuie să răspund la întrebare. Nu mi s-a părut că a sunat o amenințare? Tu trebuie să-i răspunzi omului acum. Ce vrei să faci? Trebuie să-i răspunzi omului. Marcel, Radu, sunăm, întrebăm. Poate e ceva... Nu, okay, cu Survivor acum. Tu răspunde. A, tu sunăm de la CES, dar nu se poate așa ceva. Dar tu răspunde. Să aflu în halul ăsta că am fost trimis acasă. Oricine. Emisiunea pe care eu am bucuria să o prezint nu e emisiune grea. Este o emisiune simplă care se bazează pe întrebări și răspunsuri și pe invitații. Mm. Prezentatorul la emisiunea asta poate fi și o lampă și un scaun și acum un pian. Acum nu e exagerat. Ascultă-mă, că sunt foarte conștient de ce zic aici, nu bat câmpii. Și nu ard pe modest, că știi foarte bine că modestia și cu mine nu avem o relație extrem de bună. Ne înțelegem, dar nu. Emisiunea sine nu e emisiune grea. Toată chestia este să-ți placă să stai alături de oameni, să pui întrebări și să ai curaj să râzi de răspunsuri. Din regia de emisie spune că crezi că ar fi potrivit Dan Negru? Casă. Dan Negru este un... Lăsând toate, orice fel de era mișto, e un prezentator foarte mișto. Corect, așa este. Și este foarte bun. Era o glumă, Cabral. Să mai și zâmbim. Normal că este. Și face de foarte mult timp meseria asta. Bun, mergem mai departe. 100 de români întreabă care este cel mai mare regret al tău. Cam băut în sărăcie asta. 100 de români vor să știe ce pasiune ai.
A, sunt multe, dar cele mai multe presupun lovituri, oase rupte, chestii contundente care țin și îți fac rău. Dar nu bătaie, că nu mai de mult, nu mai. Acum sunt foarte bun la bătaie, dar doar l-am casat. Chestii cu motor, cu astea. Sporturi extreme. De exemplu, am o mașină și am o echipă de formula de... Doamne ajută! De Time Attack, care se numește Bad Petunia. Dar la fel de amator, de... Okay. Facem niște chestii. Mai e o întrebare pentru tine. Uh-huh. Am întrebat 100 de români ce a spus Cabral în momentul în care a văzut-o pentru prima oară pe cea care urma să-i devină soție, pe Andreea Pătrașcu, și dacă își mai amintește exact și care era locația. Pentru că era la filmări undeva. Măi, eu nu... Băgat un pic mortul în casă? Nu, mi-a băgat mortul în casă foarte tare. E tot mortul în casă, e pe masă și se uită la mine. Dar o să îndrăznesc să zic că era vorba despre o primă lectură a scenariului de la Inimă de Țigan, în care ea era rol principal alături de Denis și eu eram rol Halebardier 17. Adică ăla care din când în când bagă umărul în cadru și ca replici are o tuse și la un moment dat clipește. Deci cam astea erau replicile și mele în film. Am zis, mamă, pot să zic? Da. E sigur? Da. Nu știu dacă să zic. Mamă, ce cur. Păi, okay. Eu sunt sincer, eu sunt prost, eu zic, de ce să mint acum, să zic, Doamne ce? După aia am văzut că fata este incredibil de deșteaptă. Mă rog, e rea că nu-i găsesc ceva. Dar în sfârșit, e deșteaptă, că e frumoasă, că e, dar eu prima oară, că faza era că ăștia din rolurile principale stau în față, lângă aia șmecher. Noi, exact ca la școală. Da. Voi erați toți acolo în față, cu mâna sus, Doamnă, eu, Doamnă, eu. Noi ăștia alții steam în spate, aici, Doamne, sper să nu mă vadă, că dacă mă întreabă, m-am nenorocit. Și la fel, eram în spate și ea s-a ridicat și am zis, Doamne, ajută-mi cu așa ceva, că uite ce bucurie în viață. După aia, uite, după 14 ani unde am ajuns. Perfect, mergem la altă întrebare. 100 de români se întreabă care este culoarea ta preferată. Negrul. 100 de români întreabă când ai plâns ultima dată. Nu știu. La vreun film, ceva? Nu, că nu sunt genul. 100 de români te întreabă ce aromă de înghețată preferi? Fistic, dragă. 100 de români întreabă cu ce echipă de fotbal ții? N-am. 100 de români întreabă ce care e mâncarea ta preferată? Mâncarea. Aici după am putea vorbi jumătate de oră de asta. Observat de 130 de kg de dulceață, nu prea fac fițe la mâncare. Și uite, întrebare, mai avem încă una video și apoi mai am una aici. Am întrebat 100 de români ce se întâmplă în momentul în care e sunată de Cabral, iar tu atunci faci un pui la ceaun cu mulți cartofi prăjiți cu mușdei. Cabral îți spune, vin și eu imediat la tine. B. Cabral mănâncă tot puiul. C. Cabral ia și la pachet în cazul în care rămâne. Mai era și o căpșunică din aia de țară bună. A luat-o și pe aia? Asta face un român veritabil. V-am pupat. Cabral diseară fac 2 pui la ceaun, iar cartofii fac de dietă. Pun puțin mărar. Așa că vă aștept. Deci care mărar era răspunsul? Pe cartofi. Care era răspunsul? Uite, de-aia nu mai reușim noi să ridicăm deloc privirea din pământ. Pune mărar pe cartofi. E ca și când ai pune mazăre în salata băf, domnule. Nu se poate, domnule, așa. Ne batem joc de moștenirea noastră strămoșă. Odată, în al doilea rând, era și D.U. Pleacă negru cu tot cu frigider. Dar în tot ce, n-a vrut să intre în... Da. Am o întrebare pentru tine, te rog. Nu am... Da. Ce am făcut? Deschide-o. 200. Te citește tot. 200, am zis bine. Da? Da. Deci câți centimetri... Va avea zăpada iarna asta? 200. Asta era întrebarea, da? Se poate vedea aici și aici e, e continuarea. N-am mai avut tuș și s-a scris aici tuș. Da. Ok, să știi că m-am bucurat foarte tare că ai venit la emisiune. Hai până la ciucă. Trebuie. Să-l salutăm. Nu, hai. Că... Bă, poate spune, măcar ai furnici în picior? Ce principi, bravo, mă, sunt tânăr tot, deci ești nebun. Nu e nicio problemă, nu e, stai liniștit. Mi-a părut bine să te văd. Cabra, hai mă aici, vin un pic aici să le mulțumim oamenilor. Vin aici să le mulțumim oamenilor. Hai, zis, mă, hai la ciucă, păi m-am dus la ciucă. Păi aici la ciucă, aici suntem toți gașca aici. Da, păi da, zicea să fim gașcă, pentru că mă bucur mult de tot că ai fost astăzi alături de noi. Și să știi că te așteptăm cu mare drag la emisiune. Da, și mă bucur că ești un om care ți-a înfrânt fricile, asta contează cel mai mult. Fricile, da. Mă rog, aveam și sunet de obicei.
Da, am vrut un paianjen să fie. Ah, era paianjen! Paianjen! Da. Paianjen! Bă, mai aveam, e bine acum? Mai aveam ceva. Da. Nu ți-a spus că ți-e frică? Păi da, de la o vârstă încolo, încep să auzi fluierături, că aplauze n-ai cum să mai... Cabral, îți mulțumim bancuzul. Mult de tot! E o freză de dentist! Freză de dentist? Înfiptă în... Nu, nu știu, nu știu ce dinte e ăla, dacă la tine face așa, să știi că nu te văd bine cu placa aia în gură. Oameni buni, el este Cabral, îl găsiți la emisiune în fiecare zi, ce spun 100 de români, îți mulțumim mult de tot. Să ai baftă acasă și te mai așteptăm mai des la emisiune. Eu vin, dar să știi că a fost, o să te uiți pe audiență, mâine praf tot începutul ăsta, m-a întrebat doar chestii despre mine, nu-i interesează pe nimeni. Nu e adevărat, nu mai fi tu așa modest. Cred că s-a uitat mama și a zis, Doamne, Doamne, ce băiat am făcut, uite-l, vorbește, n-are mai multe pretenții. Am înțeles, după publicitate revenim pe Cabral, îl găsiți pe Facebook, pe Instagram, îl găsiți pe TikTok. Da, dacă mă găsiți, dați-mi și mie un telefon, că nu mai găsesc de mult. Perfect, mulțumim mult, Cabral. Da, ce, să plec? Să vede. Ce... Mamă, ce... Eu să Cabral, ok, mamă, publicitate. Nu mai opa.